Și zici, treci, văd că asta e proastă. Păi de ieri, partea asta căzută. Mai mult de 10 metri? Acum, cam 20 metri deja. Apa pluvială de pe pistele aeroportului Ștefan cel Mare din Suceava se colectează de regulă pe un imaj din localitatea Salcea, însă din cauza ploilor abundente lucrările s-au complicat, iar apa a fost direcționată către singura ieșire a pârâului Salcea, aflată la o înălțime de câțiva metri. Peste noapte s-a format o cascadă și după câteva zile și un canion cu o lățime de 10 metri și o adâncime de 15 metri. O cascadă există, are frumusețea ei, dar e nedorită în momentul actual, ceea ce e o zonă periculoasă în momentul de față. Făcând hazme necaz, poate deveni o atracție turistică? Da, da, și un obiect de studiu pentru studenții la geografie, nu? 20 de grădini au fost inundate și după retragerea apelor nu a mai rămas decât mălul care a distrus culturile localnicilor. Ce au fost afectate? Culturi, răsaduri, legumicultură, cartofi, parte de lucerne. A fost estimată pagubă până acum? Nu. Trebuie verificat la toată lumea, de văzut ce pagubă au grădinile în special și zona de imaj. Faptul că acest perimetru, acest albe, acest teren nu era bine amenajat pentru acel salt hidraulic, această descărcare de ape, s-a produs un fenomen erozional, o eroziune de sol cu antrenarea unor cantități de pământ în zona de aval a pârâului, în zona unde erau livezi ale oamenilor. Autoritățile locale le-au cerut reprezentanților aeroportului să remedieze problema, însă deocamdată nu au fost luate măsuri. Între timp, malurile canionului se surpă, iar groapa devine din ce în ce mai mare.